Bun găsit tuturor! Vă promiteam că vom face o simulare a traseului pentru examinare, pentru obținerea permisului de șofer, categoria B, așadar pentru amatori în Ploiești, pe noul traseu, pentru că știm că sunt foarte mulți interesați de acest subiect și vor să știe cu aproximație cam pe unde vor fi duși de către examinatori. Îl salutăm și pe Cosmin, instructor la CCC Admis. Bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața! Știm că sunt două posibile trasee sau arii de examinare, da? Da, sunt mai multe opțiuni pentru plecarea din zona de examinare. Principal spre strada Lupeni și a doua opțiune către gara de sud. Către gara de sud. Perfect. Ne suim chiar acum mașină și ieșim să vedem ambele trasee cu aproximație. Atenție, rămâne la latitudinea polițistului examinator dacă vă spune să faceți stânga-dreapta prin aceste arii pe care vi le vom arăta astăzi. Așadar, să pornim la drum. Care va fi primul traseu? Primul traseu mai să alegem către strada Lupeni. Da. Plecarea este chiar de aici, din parcarea Prahova Value Center. Știți foarte bine că de la finele anului trecut s-a încheiat vechea poveste cu sala sporturilor, vechiul traseu de examinare. De altfel, cei de la DRIPCV au făcut aici un sediu mult mai elegant decât fostul din clădirea IPJ Prahova. Și bineînțeles că e o stare de confort pentru cei care depun actele. Examinarea teoretică tot aici. Aici polițistul examinator poate decide dacă spune stânga sau dreapta, da? Dacă facem dreapta, merge spre bariera Unirii, stânga continuăm pe strada Lupeni, ieșirea spre zona Democrației. Spunem, la intersecția din față există și varianta să se meargă spre Armaș sau să iese spre linia de tramvai? Se iese în ambele direcții. Deci acolo... Și Armaș, și spre Armaș o să mergem acum. Parcă pare o zonă ceva mai relaxată ca reguli de circulație. Uite, chiar ajungem aici într-o intersecție, cea spre Armaș, la care foarte mulți greșesc în privința acordării priorității. Avem o situație de trafic pe care chiar de mult timp voiam să o filmez. Da? În momentul în care vii de aici, atenție, ai prioritate, pentru că cei de acolo nu au niciun semn și trebuie să acorde prioritatea de dreapta. Surpriză, lucru care nu se întâmplă de foarte multe ori. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă să-ți acorde și prioritatea. Da, ei sunt foarte uimiți, au senzația că vin pe un drum principal. Pe un drum prioritar. Da, da, da. Și au senzația că drumul lor, continuând înainte, trebuie să le dai prioritate. Lucru care nu este deloc adevărat. Așadar, neexistând indicatoare rutiere, va trebui să acorde prioritate de dreapta. Și spuneam, nu mult o fac. Și intersecția aceasta este o intersecție destul de greoaie, lipsa vizibilității și configurația intersecției mi-a dat ceva bătăi de cap. Trebuie să ieși foarte atent să te asiguri. Da, și să te încadrezi pe sensul tău de mers. Este un S, o șicană acolo fix în intersecție care... Din nou, o zonă în care au loc foarte multe accidente în Ploiești, din același motiv, vizibilitate redusă. Vedeți că unghiurile nu sunt la 90 de grade și atunci trebuie să ieși ușor și să te asiguri, lucru care din nou nu se întâmplă. Au fost montate niște oglinzi care ne ajută totuși, mai acoperă unghiurile moarte și nu mai este așa o complicată intersecția față de cum era înainte.
Bun, deci traseul continuă către Mihai Bravu. Vom face două ediții, două filmări separate pentru a vă fi mai ușor să le distingeți în momentul în care veți da examen. Auto, spuneam, acum suntem în prima arie, ieșirea spre Lupeni. Am ieșit alături de Cosmin de la CCC Admis. Continuăm acum cu drumul spre Maternitate. Cea de-a doua filmare este în aria cu ieșirea de la Prahova Value Center spre Gara de Sud. Posibilitatea să te aducă și pe aici, pe străduțele astea? Da, da. Dacă, da? Ok, noi deocamdată continuăm. El nu poate decide polițistul orice în momentul da, în care... Da, nu sunt trasee prestabilite, nu sunt... Se fac pe moment. Deci, în principiu, trebuie să exersați foarte bine prin aceste zone pentru a le cunoaște toate detaliile. Sunt zone foarte bune pentru a învăța să conduci, pentru că au câteva particularități de care chiar trebuie să ții cont, cele mai multe dintre ele legate de prioritate. Aici o să virăm stânga. Până în stadionul Lidia Oana. Și cam de prin zona asta se face întoarcerea, nu? Poate continua traseul și spre centru? Poate continua și spre centru, spre tribunal sau spre zona oborului. Este bine să luați în calcul toate variantele, pentru că nu știți în ziua în care veți fi examinați ce idee vine domnului polițist. Problema străzilor din Ploiești, acum în paranteză fie spus, cred că vă reparați destul de des mașinile. Da, din păcate da. Din păcate da, nici măcar o stradă, nici măcar una nu mai este întreagă. Toate au fost parte de rețelari, reparate în bătaie de joc. Ieri am asistat la un incident, l-am și prezentat în Observator, extrem de periculos. Iată, încă o intersecție, cei din zonă îi spun la 5 drumuri, în care din nou trebuie să fiți foarte atenți la semnele de circulație, să respectați prioritatea. Aici se poate pica cu brio examen. Da, e o intersecție cu un grad destul de mare de dificultate. Dar dacă ești atent, respecti ce te-a învățat instructorul, respecti regulile codului rutier, trebuie să te descurci. Asta dincolo de partea de emoții, că bănuiesc că aici se pierd foarte mulți din cauza emoțiilor. Mare parte sans, da. Da. Dar asta nu este o scuză, pentru că la un moment dat vei fi singur la volan, nu vei mai avea nici polițistul lângă tine, nici instructorul, și atunci va trebui să iei deciziile singur și să-ți asumi și consecințele în condițiile în care n-ai luat cea mai bună decizie. Așadar, pe aceste străduțe dintre Mihai Bravu, cartierul Mihai Bravu și Prahova Value Center din sudul Ploieștiului, am făcut o simulare a uneia dintre trasele posibile, pentru că, spuneam, polițistul poate decide dacă vă cere să virați stânga-dreapta și atunci pot exista unele diferențe. Dar în mare, asta este zona de acoperit. Vom trece apoi la cea de-a doua, ieșirea spre Gara de Sud. Durata de examinare pentru unele? Perioada minimă de examinare, timpul minim de examinare este de 25 de minute. Maxim nu este. Rămâne la latitudine.
sună examinatorul și te poate examina și mai mult dacă... Dacă nu-i, dacă nu-i foarte convins. Nu-i foarte convins, da, te mai poate testa până când consideră dânsul. Da, discutând și cu polițiștii care se ocupă de examinare, cu unii dintre ei spuneau, ok, poate n-a greșit elevul examinat, dar dată fiind atitudinea de la volan, înțeleg și emoțiile, sunt firești emoțiile, da? Înțeleg și emoțiile, dar dată fiind atitudinea de la volan, probabil că este nevoie să ruleze mai mult pe traseu pentru ca polițistul să fie convins că acolo a fost vorba doar de emoțiile din momentul examinării și că cel examinat nu are alte probleme. Bun, și ne întoarcem aici, se va încheia traseul din primarie pe care am prezentat-o astăzi. Mai puțin manevrele obligatorii, n-am trecut prin manevrele obligatorii, adică manevra de mers cu spatele, manevra de întoarcere, continuăm. Bun. Dar asta nu înseamnă că nu le veți face, știți foarte bine, învățați la școala de șoferi ce aveți de făcut, vi se va spune acolo.